Dacă te numești Gabi Tamaș, îți permiți o vacanță în Maldive. Fundașul central, alături de soția sa Ioana, se distrează de minune pe plajă, la aproape 30 de grade. Jucător la Universitatea Cluj, Tamaș trebuie să ajungă la reunirea echipei sale abia la sfârșitul lunii. Eșalonul secund se rea pe 20 februarie. Și Răzvan Rat se distrează într-o destinație exotică. Postul internațional face surfing în Bali.